Bună seara, sunteți la emisiunea Dilemele Zilei. Sunt Eugen Măruță și vă invit timp de o oră și jumătate să urmăriți această emisiune dedicată problemelor din minerit și domeniul energetic. Doi lideri de sindicat vin alături de mine în fața dumneavoastră să ofere câteva răspunsuri pe care le au la îndemână în baza a ceea ce știu, a ceea ce cunosc din interiorul companiei și din discuțiile cu administrația și cu angajații, pentru că angajații știu întotdeauna cel mai bine cum funcționează compania și care sunt problemele acesteia. Doi reprezentanți ai sindicatelor din zona de minerit de data aceasta, domnii Nicu Bunoaica și Mircea Gherendi. Bună seara, domnule! Bună seara! Bună seara! Bazinele Rovinar și Motru, probleme și într-o parte și în cealaltă, probleme specifice fiecarei zone. Vorbim în prima parte sau în primele minute despre părerea liderilor de sindicat în legătură cu verificările derulate de Corpul de Control al Ministrului Energiei la Complexul Energetic Oltenia. Ce părere au sindicatele? E binevenit acest control? Nu este oportun? Se încearcă ceva? Nu, este foarte bun. Trebuia făcut poate mai de mult. Aceste controle trebuia făcute mai des, pentru că, vedeți, dumneavoastră, eu am făcut nenumărate adrese în sensul nu către minister, către Complexul Energetic Oltenia, pentru că erau dificultăți în zona transportului. Vedeți că s-au găsit aici contracte cu anumite vehicule care nu corespund. Sunt foarte multe, foarte multe probleme, foarte multe contracte controversate. Știți dumneavoastră că poate au venit oameni de bine care au încercat să aducă ceva nou în Complexul Energetic Oltenia la același preț și știți că sunt anumite persoane abonate și la transport și la orice contract bănos este abonat la acest complex energetic Oltenia. De aceea trebuie o verificare făcută și eu zic că toate persoanele care au greșit, pentru că aceste lucruri se fac conform legii, conform altor contracte care au mai fost făcute, trebuie să corespundă, mă refer la transport. Până la urmă s-au găsit și alte probleme, să zicem. Dar persoanele vinovate, eu zic că trebuie să plătească până la urmă. Eu zic să plătească din banii lor, nu din banii complexului, pentru că din banii complexului este din buzunarul meu și al colegului meu, care lucrăm și știți dumneavoastră cum lucrăm cu salarii de mizerie și în condiții inumane. E posibil ca aceste verificări, controle să vină și ca urmare a sesizărilor depuse dumneavoastră, trimise dumneavoastră? Credeți că numai eu n-am făcut, am făcut la minister pe problemele noastre de grupă de muncă, pe alte probleme, dar eu am făcut la Complexul Energetic, am sute de adrese în care am solicitat schimbarea transportului, știți dumneavoastră, și transportul din unitate către excavatoare și celălalt care este deficitar și pune viața în pericol la oamenilor. Și plus, investițiile care nu sunt. Eu am recunoscut și am spus-o și o spun clar, investițiile sunt zero. Indiferent cine ar veni aici și ar spune, sau de la Complexul Energetic, puteți să veniți la fața locului dacă Complexul vă permite acest lucru și vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă acolo. Investițiile nu există, sunt zero. Poți să vă și cu ochii dumneavoastră dacă faceți niște fotografii? Da, eu am și înregistrat, dar pot să vă arăt, dar cum? Nu e un pericol pentru directorul companiei acest corp de control, această verificare, care putea să scoate în evidență anumite... Dacă lucrurile astea s-au întâmplat pe timpul dânsului și dânsul a știut de ele și nu a luat măsuri, înseamnă că este vinovat. Dacă nu s-a întâmplat pe timpul dânsului sau dânsul nu a știut, să plătească cei vinovați, că cineva trebuie să fie vinovat de aceste lucruri. Domnule Gherendi, care e părerea dumneavoastră? Se va întâmpla ceva după acest control sau? Cred că acest control venit din partea Ministerului Energiei este până la urmă o normalitate care trebuia să se întâmple. Nu putem să spunem că este cineva vinovat pentru că nu știm ce s-a întâmplat acolo și nu știm rezultatele acestui control. Însă aceste lucruri trebuie făcute pentru că Asta este normalitatea până la urmă. S-a produs o supărare la nivelul administrației? A venit acest control într-o perioadă în care, mă rog, ar fi o stabilitate, să zicem, da, relativă. Că angajații a deranjat puțin controlul acesta. Oamenii de jos de acolo nu se supără când aud de prejudicii de milioane de euro, să zic, poate sunt prejudicii, nu? De milioane, din banii lor. Se supără și ei. Nu trebuie neapărat să se supere complexul. Nu e picat prea bine managerului Sorin Boza. L-am avut aseară prin telefon la emisiune și
nu s-a supărat pe atât pe faptul că a apărut informația respectivă, cât că nu a fost întrebat să aibă un punct de vedere legat de ce se întâmplă. Eu zic că tot ce s-a făcut poate în acel raport s-a făcut conform legii. Adică și n-ar fi un raport, ar fi niște... Nu cred că este un secret de stat. Până la urmă nu este o armă secretă ceva. Este ceva făcut conform legii. Ar fi un document încă în lucru. De ce să nu fie publice contracte cu anumite persoane în care trebuie analizate, nu? Până la se tem cei de la CEO de ceva anume? Dacă au greșit? Dar normal, dacă au greșit, se vor teme, bineînțeles. Orice om, dacă a greșit, se teme. Domnule Gherendi, va avea și o finalitate raportul ăsta sau au mai avut controle cei de la CEO? Unele au dispărut, altele acest control au expirat, unele au mai ajuns și pe la parchet. Acest control, din ce am văzut și noi în presă, vizează perioada de la înființarea companiei din 2012 și până astăzi. Și nu știu în ce măsură privește actuala conducere, că v-am spus, sunt prea puține informații care să edifice ce s-a întâmplat acolo, dar cu siguranță că va avea o finalitate într-un fel sau altul cumva, nu? Eu zic că majoritatea din directoratul care este și acum, o parte din ei au fost și atunci, pe timpul Luciurel, că știm foarte bine. Domnul director Boza, da, într-adevăr, este mai nou, poate dânsul nu. Are un an și un pic la companie. Da, dânsul... Se teamă de ceva din perioada asta? Nu știu, dacă a făcut în această perioadă ceva și nu este conform legii, poate, dar eu cred că nu, dacă dânsul a și spus că nu este de pe perioada... Și a mai spus o chestiune legată de faptul că răspunderea n-ar fi individuală, deciziile au fost luate în directorat. De-am deci ar fi o echipă care, dacă ar fi probleme, să răspundă o echipă, nu un singur om. Bineînțeles, să răspundă cine a luat acele hotărâri, acele contracte, nu știu. Deci, oricum, va fi, cred că se va întâmpla ceva în complexul energetic Oltenia, în urmă la apariția acestui... S-au întâmplat în ultimii ani lucruri împotriva intereselor companiei la această societate, împotriva intereselor angajaților? Păi eu cred că... Au fost cheltuiți bani. Au fost cheltuiți bani nechipzuit. Da, nechipzuit. Și cu sportul, că și dumneavoastră, cu Condescu, câți bani au mâncat cu sindicatele și și-au făcut tot felul de vile și tot felul de... Nu numai sportul, vedeți și cu, cum am mai spus, anumite persoane sunt abonate la complexul energetic Oltenia și la transport și la orice, a fost la masă, au fost la... Deci unde a fost ceva, un ceva pentru om, un drept al omului, acolo a fost cineva interesat și bineînțeles că nu au putut să fie ceva, în unele cazuri, cum să vă spun, ceva normal, o negociere, să ia cel mai bun sau la prețul cel mai bun. A luat poate, știți, dumneavoastră, ce-i vizați? Domnule Gherendi, răspunde cineva până la urmă de ce se întâmplă la complexul acesta energetic sau lucrurile merg mai departe? Când e noroi, vine soarele, se usucă, nu mai își mai aduce minte nimeni. Când sunt mijloace de transport necurăspunzătoare, se încheie contractul, vine altul și trece mai departe, nu răspunde nimeni. Când se organizează o licitație cu probleme, o câștigă cine o câștigă, trece timpul, merge mai departe și mai și lucrurile continuă. Eu cred că dacă și toată lumea e fericită. Dacă sunt anumite nereguli, sunt organe competente care să spună un punct de vedere pertinent. Adică putem să vorbim așa despre astfel de lucruri, dar așa la modul general. Păi nu e deloc general, că oamenii reclamă calitatea proastă a salopetelor, calitatea proastă a serviciilor de transport. Și devin suspicioase anumite lucruri. Deci sunt și niște lucruri, o latură concretă a acestor discuții, să zicem, la modul general. Se discută despre transport, nu? De ani de zile se închiriază rable la complexul energetic Oltenia, greșesc? Nu, aveți perfectă dreptate, dar au venit când e o comisie care verifică, sunt unele frumoase. Au venit și alți investitori, alți oameni de afaceri cu transport mai nou, să zicem. Chiar eu am avut o discuție cu domnul Dedelo, care se ocupă de așa de achiziții. De achiziții și domnule, găsiți altul mai bun. Ia uitați-vă aici, domnul vrea să aducă mașini, să zicem, din 2008 încoace.
la același preț, de ce nu-l luați? Sau dacă ați găsit altul mai bun, luați-l pe ăla. De ce îl luați pe aceiași oameni? Le cere anumite lucruri ca să-i vânească de acolo, să nu poată să... În ultima clipă le cere documente, anumite documente și... Până la urmă, deci, până la urmă apare... Cât de multe restricții se pună la licitațiile astea? Să le ceară să fie născuți în Gorj sau care... Până la urmă, e prețul și calitatea, nu? Le cere anumite sau prețul, să zicem, că ăsta e de bani. Și nu mi-ai primit la negociere. Se întâmplă lucrurile astea, vă spun sincer. Angajații au de suferit? Bineînțeles. Deci, eu nu știu, mă tem acum dacă nu se va schimba transportul. Am înțeles că s-a amânat până în luna august, pe 15 august, dar acele mașini care sunt acolo în dotare pentru a duce oamenii, ne mâncă banii degeaba, ne mâncă banii noștri munciți cum vreau. Pentru că sunt plătiți la, să zicem, la mai multe ore decât fac și, nu, și la mai mulți kilometri, 70 de kilometri, li se confirmă 6 ore și nu fac nici 10 km pentru că nu au drumuri. În caietul de sarcini, aceste vehicule trebuie să aibă drumuri de categoria 3, adică drumuri pietruite. Și dumneavoastră nu s-a mai adus piatră de mult. Am solicitat de multe ori, domnule, că este în contract, că când se va expira contractul, va dispare și aceste mașini. Uitați că au rezistat atâta timp și nu au dispărut. Au mai trecut alte contracte, tot acolo au rămas. Bun. Cu piatra iar nu s-a făcut nimic, am adus o grămadă de lucruri, de a lua piatra de undeva, de a face acel calcar, de a aduce economii, de a face ceva pentru acest complex energetic. Nimeni nu... Am trimis și pe la minister, am trimis și la directoratul complexului și domnului Ciurel și domnului Boza. Domnul Boza a avut o discuție, a spus ceva și pe mass media și la televiziune că încearcă cu carieră de calcar să o facă și să nu mai depindă de altcineva. Adică să o mai dea altcineva la alt preț. Putem să o facem noi. E foarte simplu. Să facem acele desulfurări. Dar văd că nu s-a întâmplat nimic. A promis și cu transportul că îl va schimba și că va duce bulldozer, va face drumuri de anul acesta. Nu s-a întâmplat. Investiții. Nu s-a întâmplat lucrurile astea. Unde sunt banii? Unde sunt banii de investiții? Dacă nu s-a adus nimic, absolut nimic. În zona minieră. Nu știu, în zona cealaltă de termocentrale. Acolo am văzut că am mai zis, am mai schimbat bări de inox, s-au mai făcut pe acolo, m-am mai cârpit cât un cazan, dar în cariere nu este nicio investiție, este zero. Excavatoarele sunt într-o stare jalnică. Pun în pericol viața oamenilor. Vulcanizatorii, probleme cu acele plăci, am sesizat de nenumărate ori și divizia minieră și IMC-ul, domnilor, că au un contract, că va veni, nu știu când, să moară oameni și pe mă vin. Un om, acum o săptămână, era să moară curentat. A dat la masă, un toron a făcut masă și a luat banda foc la vreo 20-30 de metri, 25 de metri. Ardea singur și omul a zis, dar ce se întâmplă, de ce i-a luat foc? Un toron care era ieșit de pe bandă, pentru că benzile sunt într-o stare foarte jalnică, sunt peticite cum sunt peticiți pantalonii, știți dumneavoastră cum îi feticeau înainte oamenii săraci, cu scoabe, pune petic, ridică razurile ca să nu, când ajunge acolo, să nu blocheze, să se întâmple ceva și dă drum la cărbune. Hai să dăm cărbune, să dăm energie. De ce să mai fac licitațiile astea? Pentru benzi, pentru nu știu, role, pentru... Eu am zis că într-o zi îmi asum acest lucru, mă duc, iau polizorul și le tai, pentru că nu doresc să moară un om, un coleg de-al meu, curentat, să zicem. Și câte și câte lucruri se întâmplă acolo. Unde sunt achizițiile? Asta înseamnă un dosar penal pentru distrugere, ce ziceți dumneavoastră. Păi așa se întâmplă, e realitatea asta care n-ați văzut și dumneavoastră, Puneți în pericol activitatea la locul de muncă. Păi pun în pericol, dar nu punem în pericol viața oamenilor. S-ar putea chiar să vă rețină în primă fază, 24 de ore, dacă tăiați benzi. Dacă se moare un om, mai bine să mă rețină pe mine, zic. Da. Dar trebuie până la urmă protecția a muncii. Unde sunt inspectorii sociali? Trebuie să vină acolo să vadă. Ce păi, unde la sunt? Oameni? Unde sunt? Sunt la mare, nu? Fac cursuri, fac specializări, nu? În ce se specializează inspectorii? Păi eu știu, cred că în prostie, din punctul meu de vedere. Pentru că se puteau face lucrurile astea și aici, în județ, la noi. Puteau să vină pe banii sindicatului, să fie scoși din producție, care lucrează, dar majoritatea nu lucrează, și să le facă aici, în Gorj. Nu mi se pare normal să cheltuim atâția bani pe cursuri, nu știu unde, la Constanța, că este sezon, la Cap Aurora. Să cheltuim 100 de lei, 300 de lei cazarea cu masa, 110 lei de urna și 400 de lei de pentru fiecare, adică pentru 90 de oameni. Este o sumă imensă. Se puteau lua, vedeți ce cer oamenii, n-au frigidere, n-au și ei pe acolo, n-au dozatoare, n-au aer condiționat,
Excavatoriștii stau cum stau ei la mare, dar ei stau la soare și ei stau într-o cabină metalică. Stau în chilot acolo, pentru că nu poate să reziste, nu poate să deschidă o ușă, un geam, pentru că este praf, și dumneavoastră. Domnule Gherin, de ce au plecat liderii de sindicat la mare? Care e o tradiție așa, văd că se păstrează după... Funcția mea la sindicat nu este cenzor în comisia de cenzori. Nu sunt lider ca să vă pot spune exact pentru ce s-a dus acolo, dar din ce am înțeles este o... De ce se duc la mare mereu în fiecare an? Deci, din ce am înțeles, eu vă spun părerea mea personală, din ce am văzut și la colegii mei care au ieșit pe sticlă, este un congres al cartelului Alfa și oamenii se întâlnesc acolo. Ce spune domnul Bunaica despre cursuri, sincer să vă spun, eu nu am cunoștință. Auziți, domnul Bunaica, e un congres, nu se duc la mare, dar se bronzeze. Sunt în altă parte. Deci, între confederații? Știu, n-am auzit de asta. Trebuia să știu și eu, probabil, să-mi trimeată federația mea, că fac și eu parte dintr-o confederație. Și adică ce insinuiesc? Că se duc la mare pe banii companiei ca să se bronzeze sau cum? Da, bineînțeles, da, ce vreți să duc. O să-i întrebați dumneavoastră, să-i invitați, să spuneți ce nu prea mai vine ce au rezolvat acolo. Să spuneți ce au rezolvat pentru minerii. Nimic. Deci dumneavoastră pierdem grupa de muncă cu 31 ianuarie. Mai e un pic, da. Păi mai este un pic, dar este ca și pierdută dacă nu facem ceva. 31 decembrie, da. Ei știau din 2015 că sunt ultimii 3 ani în care se vor mai da aceste avize. Știau că există o convenție cu Comunitatea Europeană care spunea condiții deosebite să fie transformate în condiții normale, ceea ce e imposibil. Să avem numai condiții normale și condiții speciale. Da, dar dacă nu mai e ordonanță, înseamnă că nu mai există condițiile deosebite. Da, credeți dumneavoastră că nu au condiții deosebite? Dacă legea nu prevede, nu distinge, înseamnă că s-au îmbunătățit condiții. Ce înseamnă condițiile deosebite? Înseamnă poluare, zgomot, praf, poluare. Zgomot. Păi și credeți dumneavoastră că nu este zgomot, s-au investit, dacă excavatorile sunt vechi. Eu zic că de la 1 ianuarie nu mai e nicio problemă. Să vă spun care este cea mai mare problemă privind condițiile de muncă. Ziceți. Deci în 2001, din 2001 încoace, s-au scos criteriile prin care condițiile meteo, condițiile microclimatice, erau o caracteristică care definea condițiile grele de muncă. Ori nu putem să spunem că iarna nu sunt minus 20 de grade și vara plus 40. Plus 40, dar la sol, vă dați seama că sunt plus 60, plus 70. Adică nu putem să ne prefacem că aceste lucruri nu există. Chiar dacă ele s-au scos oarecum din legislație, asta nu înseamnă că este un lucru normal. Deci, acum, criteriile pentru care se dau grupa de muncă, zgomot, praf, fără condiții microclimatice. S-au făcut niște demersuri în acest sens. Federația Națională Mine Energie a făcut un demers în acest sens pentru a reintroduce acest criteriu foarte, foarte important și chiar edificatorul. Nu știu dacă până la urmă va avea succesul scontat, dar asta este până la urmă normalitatea. Să venim să spunem adevărul. Am văzut în ordinul 59 pe 1990, dacă nu mă înșel, una dintre criteriile pentru frigotehniști, că au grupa a doua de muncă, că lucrează la minus 10 grade, da? Păi dacă la minus 10 grade omului îi se dă grupa a doua de muncă. Foarte bine că îi se dă. Dar minerului care stă la minus 20 nu mi se pare oarecum o notă discordantă? Oarecum discriminare în acest sens? Adică trebuie să privim lucrurile cu normalitate. Păi, normalitatea unde este? Că tocmai eram ironic când spuneam că dacă legea dispare înseamnă că nu mai există condițiile de muncă respective, grele și foarte grele, eram ironic la adresa stării de fapt, sau mă rog, a politicienilor români care și-au asumat o astfel de situație știind faptul
că acest complex energetic Oltenia nu se va închide la 31 decembrie 2018, va continua și de la 1 ianuarie anul viitor, cu aceleași condiții, cu aceleași benzi. Minerii nu vor lucra în interior, vor lucra tot în exterior. Situația benzilor este o păcăleală până la urmă. Situația benzilor, cum spune, vă vor păcăli. Cum spune domnul Bunaica, cel puțin la noi la cariera Roșia, nu este chiar atât de dramatică. Chiar s-au dus covoare noi, chiar s-au mai adus și rolul. Este loc de mai bine ceea ce este și adevărat, dar nu putem. Trimitea cineva un mesaj că au primit din 1976 benzi la Roșia, cred să nu mai știu pe unde, de la Seciuri. Avem și un telefon acum, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul Măruță, vă salut pe dumneavoastră și invitații dumneavoastră. Bună seara. Nu dau să-mi la telefon. Bună seara. Domnule, invitații dumneavoastră au perfectă dreptate. Numai cine n-a lucrat în carieră, aia nu pot să știe ce condiții deosebite există în unitățile miniere. Mai ales acum, prin faptul că s-a redus numărul de oameni care supraveghează aceste instalații, oamenii sunt puși într-o situație extraordinară de penibilă și de aceea văd că dumneavoastră a scris aceea pe bursieră că sindicaliștii au plecat la mare. Nu le pasă lor de muncitori. Ei au interesul ca să conducă ei mai bine, să plimbe, să-și facă tot felul de afaceri și pe amărâți de oameni care, datorită dumneavoastră, că îi primiți aceea și faceți un fel de lobby, că dacă n-ar fi televiziunile, oamenii ăștia ar fi vai de mama lor. Și de aceea, fiindcă am lucrat și eu în aceste condiții, îmi dau seama în ce condiții se lucrează acum, mai ales prin faptul că s-a redus totalmente bugetul pentru menținerea acestor utilaje, nu se mai fac reparații capitale, nu se mai fac reparații curente, excavatoarele de mare capacitate au nevoie, că au un număr foarte mare de ani, care conduc la, pe lângă faptul că degradare fizică și uzură morală. Și de aceea, din perioade în perioade, trebuie făcute reparații capitale. Referitor la grupele de muncă, aș vrea să vă spun că aici un rol deosebit îl au sindicatele și politicienii noștri care am trimis la București să reprezinte Gorjul în Parlamentul României. Acești oameni care numai în alegeri se duc prin cariere și solicită sprijin ca să-i voteze, că îi vor ajuta, uitați-vă dumneavoastră ce ajutor le dă la oamenii ăștia. Plătesc, complexul energetic plătește certificatele astea verzi care ne jupoaie Uniunea Europeană prin faptul că am intrat în Uniunea Europeană, ăsta a fost prețul distrugerii industriei românești, ne jupoaie cu certificatele verzi. Dacă vrem să producem energie pe bază de cărbune, să plătim aceste certificate. Lucru care eu nu sunt de acord și aceea acuz încă o dată o parte din parlamentari care nu au făcut nimic pentru această mare unitate minieră. Această unitate minieră reprezintă 90% din nivelul de trai pentru gorjeni și peste 50-60% pentru județele învecinate. Și e un lucru benefic de dumneavoastră, apelați la oamenii ăștia care vin cu sinceritate și vă spun lucrurile care se petrec în cariere. Mi-aduc aminte că când lucram eu la Rovinari, a venit director general, aveam pe domnul fost ministru Huidu, un om de o aleasă pregătire profesională și un om de o corectitudine mult peste nivelul celor care conduc acum unitățile miniere. Nu pot să spun că nu sunt oameni și acum care sunt corecți, dar acest om, când a văzut în ce condiții lucram noi, identic ce spunea antivorbitorul dumneavoastră cu benzile petecite, toroanele care se smulg la un cap la celălalt, se spintecau benzile, ne-a chemat pe toți factorii de răspundere și am luat-o într-o săptămână la o carieră, într-o săptămână la altă, a făcut un program pentru redresarea activității și s-a pus la punct. Pe lângă asta s-au făcut și investiții, s-au făcut reparații capitale și modernizări la foarte multe transportoare care, de bine de rău, și acum au eficiență, chiar datorită acestor modernizări. Și de aceea
rugămintea mea este la acești băieți să vină să spună cu sinceritate și să îi trimită și pe acești inspectori sociali care au salarii foarte mari și rolul lor este altul, nu se plimbe pe la mare. Unul din sindicaliști vă spunea la o emisiune a dumneavoastră că secretarii de partid dinainte erau care dădeau oameni afară. E o falsă, o falsă expresie a unui sindicalist, nu-i dau numele, care spunea așa ceva. Secretarii de partid, nu zic că n-au fost și printre ei din ăștia guri căscate, dar marea majoritate a lor aveau puncte de răspundere, aveau exploatări care le conduceau, aveau ateliere care le conduceau și de cele mai grele. Că atunci era directorul cea mea, dacă este gazdar de partid, să fie exemplu la unitatea unde lucrezi. Nu trebuie să tragă o de tine să-ți faci sarcini de plan. Vă întrerup pentru că ne apropiem de pauza, mă auziți, mă ascultați? Ne apropiem de pauza de publicitate. Dacă doriți să mai reveniți și după pauză, bine, dacă nu, vă mulțumim pentru intervenție. O seară bună să aveți în continuare publicitate. Oferte imbatabile în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar motounealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la motouneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motofereastraele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! De centenarul Marii Unii, România Autentică aduce pe scena din Hobița nume mare ale folclorului românesc. Pe 23 iunie, începând cu orele 20, sunteți așteptați în Poiana Mare la un spectacol dedicat împlinirii a 500 de ani de la prima atestare documentare a satului Hobița, susținut de artiștii Eugen Stan, Tavi Colen, Band Enema, Roxana Croitoru și Taraful Nuții și Vasile Tapotă. Pe 24 iunie, pe aceeași scenă vor urca artiști precum Maria Loga, Victorița Lăcătușu, Olguța Berbec, Roberta Crintea, Marian Medregoniu, Claudia Torop, Roxana Croitoriu, Georgiana Bursac, Natalia Gorjanu, Reli Sanda, Valentin Safira, Adrian Antoni și Dumitru Fărcaș. Proiectul cultural este finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Fell in love with the pizza.
La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visezi la o nuntă perfectă cu sute de invitați într-un loc deosebit? Acesta e restaurantul Mari Gab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri începând de la doar 119 lei de persoană, all inclusive, care cuprind toate felurile de mâncare, băuturi răcoritoare și alcoolice, candy bar și tortul evenimentului. Restaurantul Mari Gab asigură și cazare în camere luxoase, amenajate la cele mai înalte standarde. Restaurant Mari Gab, în Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la 0766-949-901. Mari Gab, garanția unei nunți perfecte. Am revenit la emisiunea noastră, suntem de vorbă în această seară cu doi reprezentanți ai sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia, domnul Mircea Gherendi și Nicu Bunoica. Bazinele miniere Rovinar și Motru, sau Roșie Rovinar și Motru de data aceasta. Vorbim despre condițiile în care se lucrează, încă se lucrează, dacă este să ne luăm după legislație, se vor îmbunătăți în mod obligatoriu aceste condiții, pentru că de la 1 ianuarie 2019 va dispărea grupa aceea pentru condiții grele, condiții deosebite și, prin urmare, ce se va întâmpla cu salariile oamenilor? Se vor diminua. Normal, sunt anumite sporuri care definesc aceste condiții deosebite. Acele sporuri probabil vor dispare. Și așa, sindicaliștii, știți, noastre le-au mai diminuat cu 9%, pentru că li se părea că avea o valoare mai mare față de ce au avut minerii. Dar ei nu s-au gândit că salariul la nivel național din 2011 încoace s-a mărit pe fiecare an la nivel de companie, iarăși la fel. Inflația galopantă în fiecare an, care n-a băgat-o nimeni la salarii, a făcut o grilă care e o bătaie de joc. Știți dumneavoastră, clasa 1 trebuia să corespundă cu salariul minim pe economie plus 1 pe 2 din acest salariu. De acolo trebuia să plece clasa 1. De acolo trebuia să fie plătit minerul. Să spuneți-mă, și oamenii ce vor face? Cum ziceți dumneavoastră, vor primi mai puțin bani. Două variante. Din februarie, ori, ca în februarie. Ori vor lupta pentru grupa de... Pe cum să vor lupta? Să ia lopeți, coase, ce? Cum să lupte? Variante. Că se luptă prin demersuri în parlament, la politicieni, la guvern, la parlament, autorități. La urmă, și cum să lupte oamenii? Că oamenii se trezesc cu fluturașul și forme de protest și orice. Vor pleca mulți dintre ei. Mulți deja întreabă dacă ordonanța, și știți dumneavoastră că ordonanța va dispare. Și ordonanța 36, da. Și condițiile pentru grupa de muncă. Am mai hotărât în comisie cu acele salarii la concediere, 4 salarii. Dumneavoastră, ce hotărâri au luat. Că și comisiile acestea mixte să țin așa pe... O să vă spun, pe șustaiche, cum ar veni. Adică să întâlnesc pe la complex. Să întâlnesc pe la complex. Așa, aia a fost ședință. Aia a fost ședință. Nici nu i-a anunțat, domnul, ați vedeți că este ședință. Discutăm un punct care îmi interesează complexul energetic. Cred că e un cadru formal care trebuie să se respecte la ședință. Știți, a fost comisie mixtă și s-a hotărât acele 4 salarii. Comunică data, se... La demisie.
La demisie se primesc 4 salarii. 4 salarii, da. Asta deci... e o veste bună pentru oameni? Păi să... nu este o veste. Întreba bună. Cineva într-o seară aici dacă se dau salarii. Nu este, dar mulți dintre ei se interesează pentru că... Chiar întrebat printr-un mesaj. Dispariția acestor condiții, oamenii nu vor mai... Adică să fie egal cu un buticar, cu unul care vinde cartofi pe piață, să ia același salariu un miner. Deci nu se poate așa ceva. Deci ei trebuie să gândească foarte bine și parlamentarii și toți, trebuie să toți să facă front comun, sindicaliști, Complexul Energetic Oltenia, directoratul, toți absolut, să ducă să discute și să rezolve această problemă. Eventual să reducă vârsta de pensionare la mineri. Asta înseamnă tot un proiect de lege. Dacă nu mai doresc viitorul minerit, nu sunt investiții, nu... personalul nu s-a întinerit, sunt oameni bătrâni, deci nu s-a adus tineri în pe meserii, nu sunt școli profesionale. De unde aduce? Când face lucrul ăsta? Ați trimis astăzi un memoriu? Am trimis, da, către toți parlamentarii. Ce subliniați în memoriu ăsta? Ce scoateți în evidență? Am pus întrebări și Complexul Energetic Oltenia referitor la întinerirea personalului. Am pus întrebări și cei de la Corpul de Control. Să dea răspuns în sensul ăsta, dacă au făcut ceva, dacă parlamentarii au făcut, dacă au ceva de gând să facă cu grupa de muncă a oamenilor. Nu faceți un control încrucișat cu cei de la, dacă vor, de la minister, dacă vor, dumneavoastră vă parte și cei nu, de acolo. Dacă vor în viitor, trebuie să se vadă ce? Reîmprospătarea personalului, investiții, nu? Expropierile făcute. Aveți o imagine idilică a ceea ce trebuie să se întâmple la complex. Păi asta... Dar uitați ce a declarat ministrul energiei, domnule Gherendi. Vă duce pe gaz, știu. Acum două săptămâni sau o săptămână, că... Parcă era din altă galaxie. Pentru... Acum o lună spune că avem cărbunele, este senzațional și... Sunt personaje puse pe mizăm pe el și după două săptămâni spune că... Aș vrea să la revedere, papa, cărbune. Aș vrea să le luăm un pic pe rând, pentru că... Vă rog. Nu trebuie să spunem lucrurilor altfel de cum stau ele. Și anume, grupa de muncă nu este, adică sporurile nu sunt condiționate de grupa de muncă. Că sunt colegii noștri care, spre exemplu, au un spor de fidelitate de 10%. Vreau să vă dau un exemplu. Orăsa nu are nicio legătură cu grupa de muncă. Dar cu grupa de muncă ce se întâmplă? Îl afectează direct la pensie. Și știm că este o directivă europeană prin care acolo, la ei, la Bruxelles, oamenii spun că să se mărească vârsta cu 2 ani pentru a ieși la pensie. Adică, în loc de 65 de ani să iasă la pensie un bărbat, să iasă la 67 de ani. Ori asta este cea mai mare problemă, pentru că dacă nu mai avem grupa asta de muncă, eu nu văd pe nimeni la 67 de ani să lucreze în mineric. Deci este imposibil să vezi un om la 67 de ani lucrând în mineric. Asta vă spun și eu, că deja e o glumă, nu e o glumă, e o bătaie de joc. Deci aproape jumătate din angajați, e mai rău decât în comunism. Cel puțin din ne facem mineric, că nu vedem cum e. Ne ducem în magazin și rafturile sunt goale și noi cerem carne. Deci, sau cum? Aproape jumătate din angajați, din Complexul Energetic Oltenia, am făcut parte din comisie și știu, au boli profesionale. Au. Sunt oameni care lucrează acum cu proteze și cu așa, ce vorbim de 70 de ani, de 65 de ani. Ăia au luat o raznă, nu știu ce. Și politicienii noștri le acceptă toate măgările, toate gogoșile, le înghit așa, nu? Una câte una. Nu-i corect așa. Trebuie să ne luptăm pentru dreptul nostru, trebuie să ne luptăm pentru grupa de muncă. Vor dispare zile de concediu. Stați liniștiți că vor dispare aceste lucruri. Zilele de concediu care se dau suplimentar, acestea vor dispărea într-adevăr. Și vârsta de pensionare. Ăsta este cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Poate nu este cazul colegilor care sunt mai în vârstă, pentru că cotizația completă de 35 de ani, sunt colegi care deja o au. Dar noi nu trebuie să privim lucrurile pentru termen scurt. Noi, dacă vrem să avem siguranță energetică națională, noi trebuie să privim lucrurile pe termen lung, domnule Măruță, pentru că știți ce se întâmplă. Nu există nicio tehnologie la ora aceasta care să vină cu o alternativă în locul energiei pe bază de cărbune pe temperaturi extreme. Nu există. Am văzut un demers al politicienilor care mi se pare un lucru foarte bun, adică ei când sunt de criticat, merită să fie criticați, dar și când fac un lucru bun,
De ce să nu-l spune? Am văzut că au un demers prin care vor să ne ajute vis-a-vis de plata certificatelor verzi. Aceste certificate verzi prin consumul propriu tehnologic, am spus într-o altă emisiune când am fost invitat la dumneavoastră, că nu era normal să-l plătim niciodată. Dar dacă vor reuși ca acest demers să aibă un sfârșit normal și fericit totodată, eu cred că este un pas înainte. Trebuie să solidarizeze toți oamenii politici din zona Gorjului. Știți foarte bine că anumite personaje din zona politică lucrează la aceste proiecte, dar ar trebui solidarizați toți, pentru că fac un lucru pentru Gorj, nu? Pentru noi, pentru mineri, pentru Gorj, pentru orașele care depind de acest complex energetic Oltenia. Până la urmă, din punctul meu de vedere, complexul energetic este plămânul acestui județ, nu? Dacă nu este el, moare tot. Din punct de vedere economic, putem vorbi doar despre Gorj, dar din punct de vedere al securității energetice naționale, vorbim despre România. Național, adică nu mai este fum la termo, ca să înțeleagă telespectatorii de acasă. Se stinge de România. Sau dacă nu... Nu cred că mai e, domnule, niciun plămân. Cred că e șoricul direct. Alternativa știți care este? Cum e tratat. Cumpărăm curent. Dar la ce preț? Să-l cumpărăm, dacă asta se dorește. În loc să... Dar la ce preț? Funcționăm. La un preț foarte mare. La dumneavoastră, spre exemplu. Cumpărăm doar când suflă vântul. Numai dacă, și rest închidem... Dacă m-ați ști pe mine strâns cu ușa și eu neavând nicio altă alternativă decât să cumpăr la noastră... Vă vând la un preț cât mai mare, nu? Corect. De ce să nu câștig? Dacă eu sunt singurul cu cireșe de pe piață, de ce să nu pun 100 de lei kilogramul? Că nu mai e nimeni. Corect. Nu? Mi se pare normal. Asta e economia de piață. Dar este jenant cu atâtea resurse pe care le are România să nu fim în stare să ne gestionăm interesul domnul nostru național. Domnul Gherente, știți ce este jenant? Că apar în posturi cheie indivizi pe cum Anton, o fi specializat în curgerea apei sau în ce mai este. Dar domne, pune oamenii... Că mai dar știu ce înseamnă. Și nu neapărat, că contează și experiența. Dar pune, domnule, oamenii care chiar vor să facă ceva acolo, nu politicieni sau politruși mai grav. Nu vi se pare că aici e ceva în neregulă? Da, mai mult interesează profitul decât cum funcționează și dacă reprezintă are vreo... Apropo de interesează profitul, păi stai să ne vedem ce se va întâmpla cu fondul acesta suveran de investiții. Apropo de ne interesează profitul. Acolo chiar s-ar putea să se uite lumea numai la cifre. Și nu se mai intereseze că la Roșia nu știu ce nu au, da, că sunt 13.000 de angajați la CEO, nu ne interesează. Aveți profit? Avem. Bine, ok. Dați-le goace. Da, dublați-l. Sau mai grav. Tipul mai, acesta de... Mai dați 2.000 afară, că mi se pare că e 13.000 cam mult. Deci înțelegeți? Mulți, să nu vină unii care se uită doar pe cifre. Acest, că lumea asta cam pe cifre se judecă lucrurile. Fond nu interesează pe nimeni, că la Rovinari... Jumate din Oraș lucrează la CEO, la Turceni jumate lucrează la Rovinari, la termocentrală, la Motru toată lumea lucrează la cariere. Nu interesează pe nimeni. El vrea cifrele alea să fie cât mai bune pentru a plăti dividende. În rest nu interesează pe nimeni. Că de aia se numește fond de investiții sau de dezvoltare, de ce o fi. Suveran. Fond suveran de investiții. Asta e o poveste cu suveran. Și România e suverană, dar nu mai avem terenuri agricole, nu mai avem întreprinderi, nu mai decidem nimic în țara asta. Singurul lucru în care mai putem decide este politica energetică. Dar ne chinuim să scăpăm și de... Și de asta să nu mai fim să nu mai fim independenți. Nu mai avem mult. Dacă ați văzut mari distribuitori care sunt pe piața energetică, da, oferă foarte multe facilități, da. Ei sunt CEZ, Enel, așa mai departe, care nu sunt români. Da. Adică noi suntem cu munca și ei cu bani. Vis-a-vis de acest fond, părerea mea personală, pentru că am văzut că... Am sărit de la una la alta, dar mă rog, ziceți. Am văzut că în spațiul public părerile sunt împărțite. Părerea mea personală că nu are nicio relevanță și nu știu dacă ne va ajuta prea mult. Păi tocmai asta e de domnule, ne ajută? Nu. Și atunci... Dacă se făcea strategia energetică pe care noi o cerem de ani de zile și acel mix. Acel mix, da. Față de... Singura salvare.
față și de lucrurile bune care s-au întâmplat în ultimul timp. Pentru că știți că problema expropriărilor la Roșia a fost oarecum rezolvată pe 8 iunie. Problema investițiilor de mediu, care erau doar până în 2021 venite din partea Comisiei Europene, s-a obținut o derogare până în 2024. Nu știu acum dacă s-a obținut, eu nu da. Știu, n-am informația asta. S-a obținut, așa. Știu că se fac demersuri, dar nu știu dacă s-a obținut. S-a obținut, vă spun da, că s-a obținut pentru că noi lucrând în această companie suntem direct interesați. Bun, ei, dacă lucrurile tind să meargă spre bine, bineînțeles că multe din problemele pe care le-am avut de-a lungul anilor au rămas încă nerezolvate, dar acest fond nu cumva ne ia și lucrurile bune care s-au întâmplat între timp? Pentru că dacă și privind salarizarea, în anii trecuți, salariile chiar erau de mizerie. Acum s-au mai reparat cât de cât. În loc să se repare complet și să luăm banii, toată lumea, pe care îi merităm cu adevărat, nu cumva acest fond, banii pe care îi producem noi, să ducă în alte direcții. Eu am citit în acel proiect de lege, care este și oficial, și spune acolo acei bani se vor folosi pentru autostrăzi, pentru școli, pentru anumite investiții. Și știți dumneavoastră cum se fac autostrăzile la noi? Plătim pentru 10 km și facem unul. Sau plătim pentru 10 școli și facem unul. Domnul Bunoica, avem la noi aici, în ogradă, varianta ocolitoare. Trebuia să fie gata din 2016. În ce an suntem? În 2018. Știți ce au descoperit? Că au aprobat culoarul de expropriere și doi cetățeni de pe traseul respectiv nu au titluri de proprietate. Deci s-a blocat. Păi nu, asta la ce seamănă? Amatorism. Ca să nu vă mai spun ce s-a întâmplat cu cei de la Colini Lavori, firma care a plecat direct. Nu am încredere în acest fond. Nu știu acum, că am sărit la fondul ăsta, vorbeam despre faptul că de la 1 ianuarie rămâneți fără grupa de muncă, 7 sau 1000 de oameni. Am două probleme, sunt foarte importante. Le scad sau nu le scad salariile, astea nu știm. Ziceți că le scad salariile. Așa? Ce mai este? Nu mai pot să beneficiez de venit de completare de la 1 ianuarie? Deci da. În cazul unor disponibilizări colective. Da, și cu intrarea în acest fond, iarăși spunem, asta cu fondul nu știm, că n-avem toate datele. Nu mai beneficiez de ordonanțe de guvern, nu mai treabă cu guvernul. Azi va fi cineva privat care... Mai vine și domn ministru Anton, care zice că trecem pe gaze, totul e bine. Mergem bine. O să plantăm panseluțe pe la botul și pe la roșii. Deja sunt bune. Păi nu știu dacă, să fie mai... nu, știu dacă nu mai putem adresa Ministerului Energie dacă se creează dacă acest... Dacă acționarul va deveni fondul... Nu mai are treabă, de să și desfințează, am impresia. Nu va mai rămâne... Atunci va fi destul de ciudat. Nu știu ce se va întâmpla. Că acționarul va decide, domne. Vedeți că este curios că au băgat și întreprinderi care sunt nerentabile, în care se injectau bani. Nu știu acum dacă... Eu am citit că n-ar fi întreprinderi nerentabile. Problema este că se spunea că va fi CFR-ul este pe profit? O injecție de 2 miliarde de lei pentru investiții. CFR-ul e pe profit, zic. Nu știu că era pe verde, nu? Nu cred. Nicio. 2 miliarde, un capital de 2 miliarde pentru ce? Nu-mi dau seama pentru ce. Pentru că numai anul ăsta la CEO, bugetul de investiții este de 810 milioane. Deci banii ăștia nu ți ajung nici pentru 3 companii. Da, voi pentru 33. Asta e o glumă, înseamnă. Bine, am văzut cifre și de 9 miliarde. Păi și 9 miliarde. În momentul în care un miliard este doar pentru CEO, ar trebui să fie investițiile doar pentru CEO. Păi atunci nu e o glumă. Ce faci cu celelalte companii? Ce le mai dai și lor? Să investești și la alea. De unde mai faci școli și autostrăzi, ce spune? Dar vedeți, când iei tot profitul de la toate companiile astea și îl pui într-un coș comun, o să vină o grămadă de bani. Și atunci te gândești ce să fac eu cu banii ăștia. Am ce face cu ei, nu? Și ești tentat să-i mut și în altă parte.
pentru compania noastră, spre exemplu, dacă acei 260 de milioane... Și mai vine unul pentru compania noastră și zice, bă, ăștia săia care poluează, ia, terminați cu investițiile acolo, mai tăiați din ele. Și s-ar putea să vină și așa politica de investiții. Înțelegeți? Deci e foarte greu de spus ce se va întâmpla acolo. Ca să nu zic că chiar putem să spunem ce se va întâmpla, dar să zicem ca să nu ne antepronunțăm. Temerea mea este că dacă se fac și investiții străine, după cum am înțeles eu că se va întâmpla în acest fond, oamenii vor face exact ce a spus noastră mai devreme. Îi interesează profitul imediat, n-au nicio treabă cu România, spre exemplu. Oamenii vin, investesc, vor bani imediat și pleacă, nu? Asta vă zicem. Bun. Fondul proprietate ce a făcut până acum? Ia, vă duceți-vă aminte. N-am ce spune bani. Fondul proprietate? Păi, au turbat, tot, an de an au turbat că vor dividende, vor profit, vor bani, vor concedieri, vor disponibilizări, vor o companie cât mai suplă, cât mai slabă, cât mai... Cât un schelet, practic. Că, că nu valorează nimic acțiunile de la compania asta, că nu... Păi ce mesaje sunt astea? Nu? Da, vedeți, un de acționar, aici vin semnele de întrebare. Un acționar, fondul, numit fondul proprietate, condus de un... Fondul acesta, proprietatea, nu știu ce este, ce? Ei zic că a fost cu totul altceva și că, da, domnule, și că, nu, și că nu trebuie, ce a fost? Nu trebuie să ne raportăm la ei, dar acum ne raportăm la orice, dar ce a fost? Păi nu știe nimeni ce a fost. Că nu știe nici despre nou fond. Bine, nici nu știm dacă va funcționa. Nu trebuia discuta și el public să vadă ce se întâmplă cu banii. Până la urmă trebuia tot să știe, pentru că profitul fac oameni, nu dezbateri publice. El era la Ministerul Finanțelor din luna martie sau aprilie. Se știa de acest lucru. Mă rog, lăsați, până discutăm pe ipoteze. Ce faceți de la 1 ianuarie, dacă vă rămâneți fără grupă? Aveți grupa asta? Dumneavoastră o aveți? Eu am, bineînțeles. Păi ce faceți? Faceți grevă, ieșiți în stradă, vă legați cu lanțuri de... Facem, da, cum, bineînțeles, și de proteste, de ce da? Mai de un nu, excavator, vor, de... doresc, nu la anul sau acum, în luna septembrie... Păi vor acum, și am avut lideri de sindicat în emisiunea asta care ziceau, domne, stați liniștiți că femeii lucrează pentru... sau cum se spune, stați liniștiți că politicienii lucrează pentru că... Vin alegeri europarlamentare, vin alegeri prezidențiale, vin alegeri locale, vin alegeri parlamentare. Și automat se vor trezi ca să dea o prelungire an, la... Da. Pe un an sau doi, da. Zic ei, cum deci sigur se va rezolva. Păi și dacă nu se va rezolva? Dacă nu se va bine rezolva? Bine ar fi să fie așa cum... Vin alegerile, stați liniștiți. Mă colegii noștri, da. Că o să se sesizeze politicienii și o să dea repede, că nu le să le convină o jumătate de milion de oameni. Nu trebuie și avizul supărați. De la Comunitatea Europeană, pentru că... Păi ce să-l avizi, domnule, dacă le-au promis lor, domnule, de la 2019, gata. Cum să faci condiții? Totul e bine în România. De asta au știut și confederațiile, au știut toți oamenii politici, au știut lucrurile astea. Trebuia făcut ceva. Nu se poate să le iei grupa la ce o să le spună? Nu vă convine, plecați acasă. Ori lucrați așa. Fără grupă, ori... Că au plecat cei mai mulți... S-ar putea să plece unii. Unii s-ar putea să... Ziceți că s-a aprobat cu 4 salarii. S-ar putea să plece. 4 salarii cât înseamnă? 10.000 de lei, net. Așa am zis să dăm o lară într-o emisiune. Da. Da. Păi o să ia 10.000 de lei să plece să lucreze la un privat. Care e problema? Nu? Un om care a lucrat atâția ani. Un om care a lucrat atâția ani. Ce să facă? Păi ce să facă? Păi ce să facă? Cum dacă nu mai poate ieși la pensie. Măcar câștigă în altă parte mai mult. Să facă ce fac și străinii. Chiar dacă... Ce fac? Ce să-și deschide SRL acum? Chiar dacă nu va mai avea grupa de muncă, cazurile despre care spuneați mai devreme, nu sunt puse în pericol, pentru că deja v-am explicat. Ei au cotizație deja completă. Și la 35 de ani cotizație completă grupa a doua, mai puțin de 8 ani nu-ți scad sau da, câți au, mai mult de cât, dar spunem despre colegii care nu se află în situația asta și spunem și de viitorii colegi, pentru că domnule, dar unul la 65 de ani să stea pe excavator, 67, ăla nu mai vede, nu mai aude, are 3 hernii. Nu mai poate urca pe scara aia. Ce facem cu... Băi, cum? Nu se poate așa. Și nu va veni trebuie să-și plimbe nepoții, să facă alte, să culeagă pere, cine să va veni plimbe câinele, să facă altceva.
Cine va veni? Păi nu... Ce copil cum va adică veni? Să-l ții pe unul pe excavator la 67 de ani? Păi asta e bătaie de joc. Cum? Nu, că nu, nu poate lucra acum. Asta cred că... Păi normal că nu poate lucra. Deci este că nu cum să dispare condițiile astea din pix așa dispar? Nu doresc un viitor al complexului energetic Oltenia. Asta da, s-ar putea să fie asta varianta. Nu sunt investiții, ia grupa de muncă, adică face și oamenii ca un câine de la când îi dai să mănânce, pleacă de acasă. Da, avem și eu de o demonstrație pentru ultima parte a emisiunii. Am reușit să transmit un filmuleț apropo de condiții de muncă de la complexul energetic Oltenia, să vedeți imagini de acolo, care sunt condițiile cu adevărat, poate le văd și alții care ar trebui să fie interesați de ce se întâmplă la această companie. Revenim în câteva momente. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. De centenarul Marii Unii, România Autentică aduce pe scena din Hobița nume mare ale folclorului românesc. Pe 23 iunie, începând cu orele 20, sunteți așteptați în Poiana Mare la un spectacol dedicat împlinirii a 500 de ani de la prima atestare documentare a satului Hobița, susținut de artiștii Eugen Stan, Tavi Colen, Band Enema, Roxana Croitoru și Taraful Nuții și Vasile Tapotă. Pe 24 iunie, pe aceeași scenă vor urca artiști precum Maria Loga, Victorița Lăcătușu, Olguța Berbec, Roberta Crintea, Marian Medregoniu, Claudia Torop, Roxana Croitoriu, Georgiana Bursac, Natalia Gorjanu, Reli Sanda, Valentin Safira, Adrian Antoni și Dumitru Fărcaș. Proiectul cultural este finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Am revenit cu ultima parte a acestei emisiuni, partea a treia, așa cum vă promiteam, avem și imagini de la o carieră din complexul energetic Oltenia cu un deșeu, cu un excavator, mă rog, aflat în funcțiune acum,
i-am zis de show și o să vedeți că din imagini nu rezultă altceva. Chiar mă întreb cum nu le este teamă oamenilor să stea în preajma unor asemenea utilaje, că era să folosesc alt cuvânt. Urmărim imaginea și cu sunet de data aceasta să vedeți ce se întâmplă acolo. Nu este un film de groază, este chiar o imagine cu care demonstrează, sau mai multe imagini care demonstrează condițiile grele de lucru de la Complexul Energetic Oltenia, care de la 1 ianuarie 2019 nu vor mai fi, din pix au fost luate, desigur. Da, într-adevăr, să avem și în buclă imaginile acestea pentru a putea să comentăm pe ele, să ne explice domnul Bunoica ce se întâmplă acolo. Mi se părea o chestie care trage să moară. Se chinuia săracul acolo un pic, era și un sunet de ăsta de jale, încercând să ajungă bănezi dintr-un punct în altul. Deci, la calea de rurale, mi se pare că curgeau tablele de pe el. Deci dumneavoastră acolo jos, la calea de rurale, sunt niște role. Sunt niște boghiuri, se numesc, care fac deplasare pe acei papuci. Ce se întâmplă? Vin ce excavatorii ăsta, ce număr? De 1300, excavatorii nemțesc. Și ce se întâmplă? Înainte se puneau bucșe de bronz acolo, se făcea ungerea și era ok, țineau foarte mult. Acum sunt aduse după la uzina, după la rovinari, făcute metalice direct, bagă axul și se face ungerea fier pe fier acolo, dar fără prea multă vaselină. De la Lupoaie, nu? De la Lupoaie. Da. Acel excavator în față nu are curățenie, să și vede ce noroi este și nu se vede bulgării care sunt acolo în față. Excavatorul calcă pe bulgări mai mari și rupe acel papuc, adică barca. Dar cum de mai funcționează un asemenea utilaj? De când este în funcțiune? Este dinainte de 90? Da, bineînțeles, este un excavator toate vechi, foarte vechi, da. Dar se făcea revizii. Și nu oamenilor să urce pe el, să treacă pe lângă el? Conducerea unității. Să se electrocuteze, să mă rog, mai multe, să nu numai la lucrurile pice astea, ceva pe ei. Să... În toată zona minieră se întâmplă lucrul ăsta. Sunt obligați să dea... Păi și cu asta treceți la 7 din 7? Păi asta mă gândesc și eu, și fără lipsă de personal, știți dumneavoastră că a plecat foarte mulți din oameni de pe aceste excavatoare. Când au plecat mai aici, știți, s-au mai luat oameni de aici. Și 7 din 7 și fără grupă. Și fără grupă. Și să face și stocurile. Să dă și cota de cărbune. Da, am înțeles că și directoratul a propus ca șefii de carieră să fie plătiți în funcție de performanță, adică le dă biciu în mână și vor tăgări pe oamenii aceștia care va cade excavatoarele pe ei să dea cărbune. Să dea la lopată, poate că... Asta e realitatea, nu trebuie să ne supere. Câte sunt pe dreapta acum? Câte nu funcționează? Eu zic că la noi, la Lupoaie, este 04, care este acolo într-o revizie, nu este terminat. Zice că într-o 100 de zile, nu știu, îl va face, mă rog. Chiar vreau să văd lucrul ăsta, se lucrează la el, dar deocamdată numai reductoare de marș am văzut că sunt noi, s-a făcut pe partea electrică, s-a schimbat pe la roată reductorul, dar steluțele și celelalte pe la calea de rurale nu au pus nimic nou, din câte am văzut eu. 03 excavatorul este un brigadier de ispravă acolo care se mai ocupă de el cât de cât și nu prea dă voie să funcționeze peste bulgări de cărbun, peste... are foarte mare grijă și să... Imaginea astea nu sunt secret de serviciu, de preluate din interiorul companiei. Știu că era o glumă la un moment dat. Nu era o glumă, era o adevărat. Îmi spunea cineva care lucra în parte, în zona de sud, la unitatea militară și în toată Oltenia nu funcționau decât două miguri. Nu funcționau. Erau în zona aici, erau două miguri bune, sănătoase ca lume, numai că niciunul nu se putea ridica de la sol. Ăla era secretul militar. Că migurile nu se puteau ridica de la sol. Era secret de serviciu. Ca să nu se sperie lumea, că pe noi nu ne apără nimeni.
în zona asta, că de careva cu vreo bombă. Dumneavoastră, vreo bombă cu inteligență, desigur. Prezentat nenumărate. Că de asta zic, domnule, poate dacă sunt defecte. Imagini și cu poate și se sperie cu lumea că nu o să fie cărbune, nu o să fie energie la iarnă, o să înghețe în case. Când o vedea fierul vechi ăsta care încă mai. Păi și dacă să zicem că noi nu arătăm aceste lucruri care sunt, să zicem, și credeți că se va da cărbune? Nu le arătăm noi sau? Păi nu știu, trebuie să facă acea cută de viteza de deplasare a unui utilaj de genul. Nu este foarte mare. Sunt convins că nu merge pe el la Formula 1. Noi cei care lucrăm în cariere... Se vede că nu încă rucat tablele de pe el. Noi dacă suntem, avea o viteză mai mare, ar rămâne pe noi. Noi suntem cum să spun, familiarizați cu aceste zgomote. Am mai văzut și eu. Dar ce spune domnul Bunaica că sunt anumite lucruri care... Nu, că e o diferență. Ascultați între moturi și rovinari. Clar. Da. Și de investiții și de... Da. Mai avem și un telefon acum. Bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, sunteți în direct la Tele 3. Emisiunea Dilemele Zilei. Vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Manițescu mă numesc, de la Electrocentrale Rovinari. Da. Bună seara. Știți ce nu înțeleg eu? Vă ascultăm. Cum sunt certificatele... certificatelor de carbon, de ce nu se negociază iarna? Închideți volumul sau dați-l mai încet la televizor ca să nu dureze atâta convorbirea, să nu vă mai ascultați dumneavoastră în televizor. Da, da, da. Și vorbiți în telefon. Da. Așa, ziceți. Pentru că CO, iarna e cel mai important. Producător de energie. Și de ce nu negociem noi prețul certificatelor de carbon, de CO2, așa iarna? Asta e o întrebare pentru management sau pentru administrație sau cum? Și pentru sindicate, de ce nu negociem contractul iarna colectiv, ca să putem cere? Pentru că expiră de fiecare dată în aprilie. În aprilie când vine sezonul cald. Domnul Bunoica. Da, spune. Pentru dumneavoastră, pentru sindicate, vreau să vă întreb, cu da. Grupa de muncă, da. Condițiile le știți și în minerit și în energie? Lucrez direct, da. La fel ca și mine. Corect. Și adică, eu întreb, de ce ni se spune că ni se taie grupa de muncă? Uitați, și eu am pus întrebarea la cei... la parlamentarii de Gorj, la prefect, la toată lumea, la Consiliul de Supraveghere. Uitați, am ștampile de la toți, am trimis adrese în care am solicitat această întrebare. O să rămâneți cu ștampilele. Da, da, și ce răspuns ați primit? O să trimită răspuns. Dar trebuie să le dăm... Noi trebuie, nu, să, le, nu. Trebuie să le dăm un termen. Domn. Nu, nu, stimate domn, nu se face așa treaba. Deci, eu am văzut la televizor cum cei de la... de organizează, cum zice, zborurile ăștia, coordonatorii de trafic, sau cum le zice. Așa. Ei n-au anunțat nicio grevă, nici nimic. Dar au avut un lider de sindicat adevărat, care a schimbat și director. Chiar am văzut că l-a pălmuit liderul de sindicat pe directorul respectiv și a spus așa: asta e lista noastră de doleanțe. Dacă nu le rezolvați, rămânem în grevă. Au paralizat toată Europa. N-a fost nicio problemă din partea statului român, că vezi, Doamne, n-a fost penalizări, n-a fost nimic. Așa. Deci până la ora 10:30, li s-a aprobat toate drepturile, inclusiv schimbarea directorului. Nu susțin, să nu mă înțelegeți găsit că susțin eu schimbarea lui domnul Boza sau, mă rog, eu știu, a directoratului. Da, vorbeați de o idee, în principiu, da. Da, ca idee. Așa, înțelegeți dumneavoastră. Deci s-a putut rezolva. De ce? Cum a realizat tot traficul. De ce și noi, eu asta iarnă, eu personal, eu, Manițescu Ion, a spus așa: hai bă, tată, să o lăsăm la cota de avarie. Un singur lider de sindicat a avut curajul să facă chestia asta, Posatul Pisc Scrădeanu,
când era director general Popescu Ioan. Am stat două zile în grevă și a treia zi, la ora 11, ni s-au aprobat toate drepturile care le-am avut și le-am câștigat și dumneavoastră, indiferent din ce sindicat sau pe ce reprezentați dumneavoastră, le-ați pierdut. Rețineți, de singurul lider adevărat. Dar nu se negociază vara, când e soare, când bate vântul și când sunt ploi torențiale și barajele pline. Nu. Nu se negociază vara, se negociază iarna. Când CEO, asigură 35-40% din consumul energetic al României. Iarna, domnule Manițescu, dar asta iarnă toată lumea avea pieptul bombat și era fericită de parcă trăsese pe nas. Că Dudu e CEO, dar nu a zis nimeni, hai să cerem și noi ceva, hai să mai punem niște întrebări. Asta întreb, domnul Măruță, asta întreb și eu. Eu sunt lăcătuș, vă spun. Așa, asta întreb și eu, de ce negociem acum? Care sunt dedesubturile? Eu am fost vicelider de sindicat. Eu dacă aș fi fost și acum să fac parte din sindicat, m-aș fi dus și aș fi negociat iarna, nu vară. Trebuie să fie de acord. Se negociază. Trebuie să fie de acord toți liderii de sindicat. Nu vedeți dumneavoastră că liderii s-au negociat, domnule. Deci liderii și-au negociat salariile tot. Mi se pare normal să aibă între clasa 51 și 58, care 58 ce are valoarea de 108 milioane și să aibă spor de fidelitate 10% din salariul tarifar și vorbim de ce? Să tragă ei semnale de alarmă? Niciodată nu vor trage semnale de alarmă. Domnul Bunoica, rețin că și dumneavoastră reprezentați tot un sindicat, nu? Da, sunt președinte de sindicat, dar un sindicat mai mic din cadrul complexului energetic, în zona Motru. Deci, nu e important câți membri aveți, așa, e important să vedem de comun acord, indiferent că e FNM, că e SMEO, că e, eu știu ce sindicate mai sunt. Energetică. Așa. Părerea mea, ca lucrător în complexul energetic Rovinari, să cădem de comun acord și să facem ce trebuie să facem pentru oameni, pentru noi. Vă spun, eu sunt de acord. Uitați, oficial, eu doresc o întâlnire cu toți și să facem ceva pentru grupa de muncă. Eventual demersuri, până la urmă și o grevă. Sunteți de acord? Eu personal da, dar acum nu are valoare greva noastră, chiar dacă facem grevă generală. Nu o facem acum, o facem în septembrie, o facem aproape când începe sezonul și este nevoie de cărbune și de energie. Nu, domnul Bunoica, nu mai e timp, trebuia făcut astă iarnă, când nu bătea nici vântul, nu era nici soare, atunci trebuia făcută. Când am spus-o eu, Manițescu, așa, știți ce mi-a spus unii lideri de sindicat? Bă, Neone, ești nebun. Vrei să ne bage ăștia în pușcărie? Așa, mi-aduc și eu aminte. Bă, nebun sunteți voi, bă, cum să ne bage în pușcărie 13.000 de oameni, bă? Cum să ne bage? Păi da, nu ne bagă pe noi capii. Păi nu vă bagă, bă, pe voi capii. Că dacă voi ne reprezentați, că atunci mergem noi 13.000 sau cât dracu, Doamne iartă-mă, suntem. Și, da, doamne, facem grebă, ești de acord să faci grebă? Da, bă, sunt de acord, te bag în pușcărie. Să rămână, mă bagi în pușcărie. Așa. Pentru dreptul meu. Înțelegeți? Asta nu înțelegeți dumneavoastră, domnilor lideri. Nu se face... Deci, nu vinz... Ați văzut dumneavoastră? Ăia care vând lubeniță și banane iarna, le vând la 60-70. Când vine vara, le vând la 30. Așa și noi. Domnul Bunoica. Aveți perfectă dreptate. No? Bați fierul când e cald. Că dacă se răcește, o să-l bat degeaba, că nu se mai poate rezolva treaba. Atât am avut de spus, da. Ce scuze de deranj, seară bună, nimic. Doamne ajută! O seară bună să aveți! O seară bună! Ca să răspundem, da. Domnule coleg, prețul certificatelor de carbon nu se negociază de către noi. Nu, da? Zicea de achiziție, deci, perioada prețul, de achiziție. Prețul certificatelor verzi îl stabilește altcineva. Noi avem un număr de
certificate de carbon pe care trebuie să-l cumpărăm. Fiecare megavat. Ceea ce vrea să spună oarecum colegul nostru că sunt irelevante, și aici sunt perfect de acord cu el. Deci aceste certificate de CO2, dacă vreți, putem să spunem că e o taxă pe care noi o plătim la niște băieți care sunt mai șmecheri ca noi. Bun. Dacă acești bani, spre exemplu, anul acesta am văzut o cifră care pe mine oarecum m-a speriat, 250 de milioane de euro. Dacă acești bani s-ar reîntoarce în tehnologii antipoluare, aș vedea relevanța banilor cheltuiți în acest sens. Dar nu putem să vorbim despre antipoluare când noi dăm niște bani cuiva și nu se întâmplă nimic. Adică fumul ăla care iese pe coșul de la termo, dacă dai acești bani sau nu îi dai, își schimbă compoziția cumva? Își schimbă dacă tehnologiile sunt de ultimă oră. Vă dau eu o explicație după ce încheiați. Banii aceștia, taxele acestea, sunt puse ca să închidă unitățile care poluează. Ăsta este mesajul. Cresc până când zic, domne, mai poți? Nu mai pot. La revedere. Asta este scopul. Aceste taxe nu sunt... Sunt făcute ca să închidă unitățile. Bun. Asta este viitorul până la urmă. Aceste taxe nu ne sunt impuse doar nouă. Deci, aceste certificate de carbon sunt impuse la nivel... De acord cu dumneavoastră. Și am dat aseară exemplu. Dar... Am dat aseară exemplu Marii Britanii, care în 7 ani va închide complet și ultimul grup energetic pe cărbune. Dar vedeți ce se întâmplă? Dar care e efectul? Aș vrea ca în acest sens să ne uităm cum luptă Polonia în a-și menține securitatea energetică națională, cum luptă Germania, cum luptă... Domnule, ăștia s-au calificat până și la campionatul mondial de fotbal. Noi unde sunt? Nu suntem pe niciunde. Vorbesc exact și germanii. Și suntem vai de capul nostru. Și... Ce tot ne întrebăm că luptă? Normal că luptă, că sunt alți politicieni, alte țări, altă cultură. Vorbim de că facem energie, că o să producem acum. La noi vine unul de la Comisia Europeană și zice, gata, de mâine închideți CEO. Ok, să trăi șeful. Și zice cineva invers. Și ce mai spunea colegul nostru, că 13.000 de colegi, că suntem noi, mergem direct peste ei. Dar asta ce înseamnă? Un protest spontan, da? Da, în ideea asta spune. Deci da. Un protest spontan are nevoie de unitate. Ori, mă gândeam că de un Benito Mussolini. Da, vă aduc aminte că am plecat la București pe jos 60 de inși. Colegi de-ai noștri care erau în șomaj tehnic, vreo 4.000, ne așteptam ca de acolo să vină foarte mulți. Pentru că să știți că nicăieri în lumea asta, niciun protest nu are succes decât dacă există o forță impresionantă, o forță de grup. Nu poți să mergi 60 de inși să speri un guvern. Nu poți să mergi 100 de inși să speri un guvern. Țin minte că am făcut un protest pentru ca aceste dări pe care statul a ales ca să le plaseze în spinarea noastră a angajaților, da? De la angajator la angajat, le-am spus foarte clar că aceste măsuri vin împotriva noastră și ne va lua jumătate din bani, nu vreau să recunoască. Am fost doar 200 de inși și la București în jur de 10.000. Păi atunci, cum aș crede eu că pentru această grupă de muncă, pentru care, într-adevăr, noi trebuie să luptăm cu toții. Deci, indiferent că sunt doar 7.000, sunt și alți colegi care și-au pierdut grupa de muncă, dar, cum să vă spun, au pierdut-o degeaba.
pentru că ei o merită. Mișcarea sindicală e moartă, domnule Gherendi, nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Este decedată. Așa este. Nu mai are nicio forță, nu mai are nimic, e divizată. Nu mai poate face. E ruptă în două, în trei, în patru, în câte vreți dumneavoastră. Sunt interese. Când se ridică unul, alții dau înapoi, când alții dau înapoi, se ridică unul, deci e un chiar a devenit de între angajați și discrepanțe mari salariale, adică ce faceți dumneavoastră fără salarii mai mari decât aveți grupa de muncă acolo? Da. Ce faceți de la 1 ianuarie fără grupa de muncă? Sau sperați că politicienii se tem de vot și vin cu o ordonanță, un alt normativ și reglementează treaba asta? Deci a fost o hotărâre de guvern 1014 care a modificat oarecum legislația împotriva noastră și această hotărâre de guvern ne-a limitat perioada în care noi am primit aviz pentru grupa de muncă. Deci a fost dată în 2015 și se știa foarte clar că va fi până în 31 decembrie 2018. Păi va fi, dar dumneavoastră noi, lucrați la fabrica de compoturi, noi, de pufuleți. Noi. Nu veți rămâne în continuare în minerit, în noroi. Dar se vorbește de viitorul mineritului, de școli profesionale. Noi, domnul Bozea a fost la Petroșan pentru ingineri în domeniul minier. Despre noi, ce vorbim? Noi vorbesc de viitor. Stați și lucrurile stau în fel. Că suntem și pe final. Noi ceea ce trebuie să facem acum este să obținem un punct de vedere foarte clar din partea factorilor de decizie de la guvern și așa mai departe, da? Și în cazul în care nu-l obținem, să protestăm cu toții. Nu spun unul, nu spun doi, spun 13.000 direct. Corect, așa este. Deci spun 13.000 direct, pentru că dacă pe mine, care știu că și așa nu am grupă de muncă, nu mă interesează soarta colegului meu, care are grupă de muncă, dar o pierde, nu este în regulă. Avem exemplul celor de la Suteran, care mai sunt 3.000. Noi suntem 13.000 de oameni. Trebuie să fim foarte conștienți că lucrurile nu vor fi niciodată înspre bine dacă noi nu luăm atitudine, noi cu toții. Deci noi cu toții. Dacă vă uceți la Madame Dăncilă, actualul premier, și spuneți că sunteți de la Roșia și aveți o problemă cu grupa de muncă, o să vă trimită la Apia undeva, să vă ocupați de cultivarea tomatelor. Așa că s-ar putea să nu aveți cu cine să vorbiți. Dacă merg singur, da. Dar dacă mergem nu cred că auzit de cariera în Roșia sau de... Poate cu siguranță n-a auzit. Poate o să întrebe în ce țară e sau unde e, în Serbia, unde deci e. Eu am fost pe timpul tehnocraților cu acel proiect de lege pentru reducerea vârstei la domnul Păzlaru. Da, care da, o să lucrați până la 70 de ani, cred că. Era atunci domnul Păzlaru. Nu știu dacă fizic este imposibil. Bă, rog, o să mai moară la locul deci, de muncă. Deci nu poate să se mulțească numărul celor care vor muri. Dar deja sunt de ce, se vede și noastră. Păi văd, după 60 de ani o să moară clar, natural. Nu ajung acolo din minerit. Dacă o să-i mențină în câmpul muncii în minerit și după 60 de ani, o să moară la locul de muncă foarte mulți oameni. Eu sunt convins de asta. Deci în condițiile în care avem un deficit de personal, asta deci în condițiile în care volumul de muncă a rămas același, în condițiile în care vârsta, media de vârstă la noi este 49,7 ani, noi fizic este imposibil să ne gândim că putem lucra până la 67 de ani. Dar vă puteți gândi că veți muri mai repede. Vă spun clar acum. Da, clar. Un coleg de-al meu vă spun că a făcut infarct mergând pe lângă bandă. Omul era lăcătuș de revir și asta era meseria. A murit lângă bandă făcând infarct. Pentru că a fost schimbul 2 seara și din lipsă de... a fost schimbul 3 și din lipsă de personal a fost adus 2. Acum, timpul real de odihnă pentru el a fost vreo câteva ore, omul a făcut infarct. Probabil... Ce vârstă avea? 39 de ani atunci. Păi și se pare normal, domnule, la 39 de ani să mă... Păi, sau a fost colegul celălalt cu 30 de ani sau cât a avut? Da. Păi asta spun, pentru la că fizic, sau la Robinar, unde a fost? Fizic este imposibil. Deci fizic este imposibil ca să lucrăm în condițiile astea. Verifica tot și a avut cancer, a avut metastază. Și atunci? Nu e o bătaie de joc? Copil tânăr. Că nu interesează? Ați văzut vreo pe undeva prin ziarele centrale, pe site-uri, la televizor, tema asta a condițiilor de muncă, a grupei de muncă?
A dezbătut-o cineva? Pe la antena X, W, Z? Nu, nimeni. În afară de legile justiției, de nu mai știu ce se întâmplă? Cred că o jumătate de milion de români au problema asta, da. Să știți. Cred că dacă această problemă a grupei de muncă nu atrage atenția factorilor de decizie, vă spun că chiar va ieși un scandal uriaș. Nu suntem numai noi în această situație. Puteți să citiți legea 263/2010 să vedeți cât sunt în această situație. În același timp auzim politicienii, aoleo, ce ne facem cu forța de muncă? Ne emigrează, dispare, moare. Dacă dă cineva startul, vor ieși și ceilalți. Deci, dacă dă cineva startul, vor ieși și ceilalți. Știu că domnul Hosu, președintele Cartel Alfa, ne spunea despre această grupă de muncă că este impetuos obligatoriu să ne acorde, da. Și că ne sprijină în poate acum la mare vor lua ceva decizii. S-au făcut demersuri, a venit ceva de acolo, domne. Poate vor hotărâ acum la mare, la Capa Aurora. Nu știu câte motive a interesat pe ei. Ar trebui să intereseze, pentru că primesc cotizații de la oamenii ăștia. Ar putea ca unii dintre ei să plece. Deci eu, din ce am înțeles, ăsta este... 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, cât... Exact cum spunea și domnul, trebuia aceste lucruri făcute mai dinainte, deci noi știam, nu noi, anumite persoane... Domnule, deja mai sunt 6 luni. Știa din 2015, că nu va fi... 5 luni mai sunt până... Și ajunsărăm acum la jumătatea anului să ne ocupăm de grupa de muncă. Trebuia de mult să ne ocupăm. Domnule, ni se expiră nouă, ne prelungești. Da. Suntem iată la finalul emisiunii, încercăm să abordăm o paletă largă de teme și problematici ale complexului energetic Olinia și, de fapt, ale angajaților acestei companii, pentru că acest complex nu există fără angajați și se pare că unii nu conștientizează acest lucru, văd doar cifrele și s-ar putea ca în viitor doar cifrele să conteze la această companie și nimic altceva. Mulțumesc că ați fost alături de mine în emisiune în seara aceasta. Vă aștept și în alte emisiuni cu vești mai bune pentru salariații companiei și pentru județul Gorj din acest punct de vedere al producerii de energie pe bază de cărbune. Rămâneți cu Tele3, numai bine!